Noi toți putem spune împreună cu psalmistul David, cum spune el în psalmul 5, căci prin îndurarea ta cea mare am putut să intrăm în casa ta și să ne închinăm cu frică în templul tău cel sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și doresc ca închinarea care urmează continuare, precum și cea care a fost, îmi doresc din toată inima să fie o închinare în Duh și în adevăr. Așa cum spuneam și data trecută când am fost aici, ne-ar fi de niciun folos dacă nu ne-am închinat Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că dacă vă amintiți atunci când Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu Samariteanca, după ce este scris în Evanghelia de Ioan, capitolul 4, El îi spunea acelei femei, și spunea femeie, va veni vremea, așa cum a și venit, când închinătorii adevărați nu se vor mai închina lui Dumnezeu nici la Ierusalim și nici pe muntele acesta în Samaria, ci adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Astfel de închinător iubește Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. Și eu îi mulțumesc Domnului că nu ne-a făcut să mergem la Ierusalim să ne închinăm, că dacă ne spunea că numai la Ierusalim se poate închina omul cu adevărat, trebuia să mergem la Ierusalim. Dar prin harul Domnului, acolo unde se găsesc închinători adevărați, și în seara aceasta se găsesc aici în Biserica din Montreal, noi ne putem închina aici, slăvit să fie numele Domnului. Mai spuneam data trecută faptul că venim la adunare, faptul că venim la casa Domnului, este o parte a închinării noastre, dar este doar în trup. Faptul că poate suntem răscoliți, cuvântul Domnului ne atinge și poate unul dintre noi poate și plânge în momentul când se cântă, la versurile unei cântări sau la cuvânt de predică, este bine, este frumos, dar nu este decât o închinare la nivel de suflet. Domnul ne cere o închinare la nivel de Duh. Închinarea la nivel de Duh este diferită. Și este de dorit să se întâmple cu noi în seara aceasta. De ce? Amintiți-vă când marele preot se închina înaintea lui Dumnezeu și se întâlnea cu Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, așa cum Duhul nostru reprezintă Sfânta Sfintelor, acolo era vorba despre moarte și viață. Dacă preotul acela era un om păcătos și nu și-a adus jertfe pentru păcatele lui, întâlnirea lui cu Dumnezeu în Sfânta Sfintelor îi costa viața. Pentru el era moarte. Dar dacă și-a adus jertfele și era curat înaintea lui Dumnezeu, aceasta însemna viață pentru el și viață pentru poporul pe care îl reprezenta. Întâlnirea cu Dumnezeu la nivel de Duh înseamnă moarte sau viață. Adică vei lua o hotărâre că îl slujești pe Dumnezeu și că vrei să faci așa cum vrea Dumnezeu, când te întâlnești cu Dumnezeu la nivel de Duh, sau îl vei respinge pe Dumnezeu și aceasta înseamnă moarte. Sau îl vei sluji și aceasta înseamnă viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îmi doresc ca toate întâlnirile noastre și toate închinările noastre să fie închinări în Duh și în adevăr. Să ajungem la această închinare cu adevărat primită înainte Dumnezeu și care schimbă viețile noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Frați și surori, cuvântul care ne stă în față în această după masă, am să vă spun că am trei gânduri în acest cuvânt și vreau să împart timpul cu fratele Iosif, așa ne-am vorbit. Primul gând este despre împăcați-vă cu Dumnezeu. L-am găsit scris aici în textul care a fost citit. Ce poate fi mai frumos decât aceasta? Împăcați-vă cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să o facem în seara aceasta. În al doilea gând este trimiși, împuterniciți de Dumnezeu sau de Domnul Iisus Hristos ca să vestească Evanghelia. Aș vrea să vă repet în seara aceasta că să vă aduc aminte cine sunt oameni, cine sunt persoane sau cine sunt cei însărcinați ca să transmită Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că, repet, în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în Sfânta Scriptură, se găsește desfășurat tot planul de mântuire al lui Dumnezeu cu privire la noi. Noi am fost născuți în păcat, dar Dumnezeu a pregătit un plan să ne scoată din lumea adamică și să ne transfere în împărăția Lui. Slăvit să fie numele Lui. Acest plan de mântuire se găsește în Sfânta Scriptură și Sfânta Scriptură trebuie să fie propovăduită și transmisă prin oamenii Lui din generație în generație ca oamenii să ajungă la mântuire. Aceștia ar vrea să vedem cine sunt acești oameni pentru că poate ne place sau nu ne place, vom vedea că sunt oameni ca și noi, cu slăbiciuni, cu scadențe, cu
cu coborâșuri, cu urcușuri și că nu sunt perfecți. Și bizar și nu știu de ce Dumnezeu așa a îngăduit Evanghelia să fie vestită de frați și de surori simpli. Și nu de îngeri care ar fi putut fi perfecți și în vorbire și în explicare. Dar Dumnezeu a rânduit așa, slăvit să fie numele Domnului. O știe El de ce, că El cunoaște natura umană. Și un al treilea gând este, l-am găsit în primul verset care spune că cine este în Hristos este o făptură nouă. Despre făptura cea nouă. Cele vechi s-au dus, iată că și toate lucrurile s-au făcut noi, slăvit să fie numele Domnului. Și îmi doresc că plecând de aici, din seara aceasta, cel puțin, adică toți să fim făpturi noi. Și dacă cumva nu suntem toți, ceilalți care nu sunt, să se angajeze repede, să se întâlnească cu Dumnezeu, să ajungă la această statură și la această natură de făptură nouă. Și Domnul să ne ajute la toți. Frați și surori, mai trebuie să vă reamintesc un cuvânt. Noi, ca și credincioși, credem că și cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, Evanghelia, este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Adică un cuvânt care nu se va schimba niciodată. Noi așa credem. Și Apostolul Pavel îi scria lui Timotei și spunea, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit. Și într-un totul destoinic pentru orice lucrare lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți. Pentru aceasta ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune, slăvit să fie numele Domnului. Deci toată Scriptura, toată Evanghelia, tot cuvântul Domnului este însuflat de Dumnezeu. Este scrisoarea lui Dumnezeu pe care El a trimis-o omenirii ca să se împace cu El. Să avem gândul acesta noi. Este cuvântul lui Dumnezeu, este infailibil, nimic de aici nu se poate schimba, tot ce a scris Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră este suficient și complet, nu trebuie să mai adauge nimeni nimic, tot ce scrie aici este suficient pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnul să ne ajute să-L înțelegem, să strângem acest cuvânt din inimile noastre, ca să ajungem la mântuirea sufletelor noastre. Ei, dacă toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și este autoritatea lui Dumnezeu și este însuflată de Dumnezeu, trebuie să vă mai reamintesc că am mai găsit două versete în Biblie care ne face să ne punem o mare semn de întrebare. Unul dintre ei, unul dintre aceste versete, este în Evrei, capitolul 9 și versetul 27. Eu o să-l parafrazez, încerc să-l reproduc și acolo spune căci oamenilor le este rânduit să moară, bineînțeles că și să trăiască, dar să moară de câte ori? O singură dată. Și după aceea vine judecata. Ați ascultat bine? Ați auzit bine? Ați spus bine? Vine judecata? După ce oamenii mor, după ce oamenii își trăiesc viața mai lungă, mai scurtă, cum Dumnezeu o rânduiește pentru fiecare, pentru Dumnezeu o rânduiește, după aceea oamenii mor și apoi vine judecata. Crede lumea, cred oamenii de astăzi că va veni o judecată? Dacă ar crede, s-ar comporta lumea cum se comportă astăzi? Prima parte, n-au încotro. S-au lămurit că este, cum o spune Dumnezeu. Că vor trăi o singură dată, vor muri, de asta sunt convinși. Nu cred că este un om care poate să susțină aici pe pământ că el nu o să moară niciodată și o să trăiască veșnic. Toți sunt convinși că într-o zi vor muri. De partea a doua, o parte din oameni și cei mai mulți se vor convinge, dar prea târziu, când va veni judecata. Noi, prin Harul lui Dumnezeu, suntem aici și cunoaștem că lucrul acesta se va întâmpla și a slăvit să fie numele Domnului. Apoi un alt cuvânt care este scris chiar în capitolul 5. Spune că toți, fără excepție, mic și mare, tânăr și bătrân, trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ce? Ca să fim răsplătiți, să ni se dea o răsplată pentru binele sau rău pe care l-am fi făcut când am fost când? În trup. Adică cât am trăit în pământul, pe pământul acesta, noi am făcut bune și rele. Unii au făcut mai multe bune, alte mai multe rele, alte invers. Și spune că toți trebuie să ne prezentăm, să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca să dăm socoteală de ce am făcut pe pământul acesta.
Ei, dacă ne așteaptă o judecată și dacă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, nu credeți că e bine să ne folosim de acest cuvânt și care spune prin apostol și spune prin frați, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin? Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Să nu plece niciun om de aici, niciun frate, nici o soră, că s-ar putea să ne numim frați și sorori și să nu fim împăcați cu Dumnezeu. Niciun tânăr să nu plece, sau o tânără în seara aceasta de aici, fără să se împace cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, când Apostolul Pavel a scris aceste lucruri, era atât de doborât, era atât de trist, pentru că biserica din Corint era una din biserici care îl respingea, care îl contestau pe marele Apostol Pavel. Și el n-a avut harul să scrie cu bucurie. N-a avut harul să se bucure să-i scrie unui biserici care să-l aprecieze, să-l iubească. Noi, prin harul Domnului, ne bucurăm de harul acesta, că voi ne iubiți și ne apreciați, slăviți să fie numele Domnului. Cel puțin așa se vede de aici. Ne bucurăm că nu trebuie să o facem în lacrimi ca Apostolul Pavel, o facem mai siriți câteodată de fratele Iosif, dar nu în lacrimi. Și nu în necazuri ca și Apostolul Pavel. Noi avem harul să stăm acasă, să studiem, să căutăm, să ascultăm predici și apoi să venim și să vă spunem și vouă. Și gândul meu, care am vrut să vă spun de la început, că mi-aș dori ca Domnul să mă ajute în cele mai simple cuvinte și în cei mai simpli termeni posibil să vă spun ceva din Sfântul Său Cuvânt ca să fie de folos pentru mântuirea sufletelor voastre. Că nu va folosi de nimic o predică sofisticată și nici o predică care să impresioneze nu știu cât, dacă nu ar atinge inimile și dacă nu v-ar conduce la mântuire. Doresc în cuvintele cele mai simple, așa cum o făcea și Apostolul Pavel și cum au făcut-o mari noștri înaintași, în cuvinte simple, în termeni simpli, să vă ducem cât mai drept Evanghelia în inima voastră și a noastră. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, spuneam că este imperativ, este obligatoriu și urgent să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dacă vă amintiți, la un moment dat Apostolul Pavel era la Atena, în Fapte 17, și acolo, după ce are această prelegere în fața celor de la Atena, la un moment dat îi se spune, căci Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, de pretutindeni, ce să facă? Să se pocăiască, cu alte cuvinte, să se împace cu Dumnezeu. Spuneam că lucrul acesta este urgent și este extrem de important. Ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu. De ce? Pentru că ne-am născut în lumea aceasta, în rasa adamică și prin strămoșul nostru Adam, păcatul pe care el l-a comis s-a transferat din generație în generație și noi toți l-am moștenit. Și noi, fără să facem nimic, suntem păcătoși din fire. Așa este. Biblia confirmă lucrul acesta și experiența confirmă și mai mult. De mici știm să păcătuim, fără să ne învețe nimeni. Este în firea noastră. Și Dumnezeu a pregătit un plan. Nu ne-a lăsat ca să fim condamnați veșnic, pentru că plata păcatului este moartea. Și a pregătit un plan, o strategie de salvare pentru om, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, amintiți-vă Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului. A pregătit Dumnezeu un plan de mântuire pentru noi toți oamenii. Și acest plan este aici, în Sfânta Scriptură. Și frații predicatori ne fac cunoscut planul de mântuire Dumnezeu, iar din partea noastră este nevoie să ne deschidem inimile, să-L acceptăm și să-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Adică să ajungem la punctul acela de pocăință în care să ne întâlnim cu Domnul nostru. Spuneam că lucrurile acestea îl găsim în Evanghelie și nu în altă parte. Apostolul Pavel descrie Romanilor în capitolul 1, versetele 16 și 17. Și spunea acolo Apostolul Pavel, căci mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea de mântuire a fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece ea este descoperit o neprihănire care se capătă prin credință.
și care duce la credință, slăvit să fie numele Domnului. În Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în cuvântul Domnului Iisus Hristos, găsim că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară în locul nostru. Și crezând în jertfa Lui, crezând în Evanghelia Lui, crezând în El, noi avem viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu a lucrat cu Domnul Iisus Hristos, ne-a pus în El, noi suntem în moartea Lui, ce s-a întâmplat cu El, prin credință s-a întâmplat cu noi, și noi suntem în Hristos. Astăzi suntem fii ai împărăției, slăvit să fie numele Domnului. Este pe scurs spus, sigur că se poate dezbate mult mai mult, dar acesta este adevărul care s-a întâmplat cu noi. Ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Și în momentul când ne întâlnim cu Dumnezeu, asta înseamnă o întoarcere la 180 de grade. Dacă mergi spre nord, asta înseamnă că de 5 km spre sud. Asta înseamnă întâlnire cu Dumnezeu. Deci acesta a fost primul gând. Împăcați-vă cu Dumnezeu, pentru că va veni o zi când toți vom da socoteală de trăirea noastră. Și este imperativ, este porunca lui Dumnezeu și este foarte înțelept din partea oamenilor să se împace cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta, El ne roagă fierbinte. Este o zi când va fi prea târziu și să vrei să te mai împaci, nu vei putea. Experiența omenească demonstrează că dacă doi oameni sau două persoane sau, două companii trebuie să ajungă în tribunal și asupra uneia cântărește acolo greu niște acuzații, mult mai bine și mai ușor e dacă se pot înțelege în ea, să nu ajungă la judecată. Dumnezeu tocmai aceasta ne oferă în seara aceasta. Să nu ajungem la judecată, ci să ne împăcăm cu El aici, slăvit să fie numele Domnului. Un al doilea gând care vreau să vi-l transmit este că Apostolul Pavel spunea că noi suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a încredințat prima dată și prima dată această sarcină de proclamare și de răspândire a Evangheliei ucenicilor Lui. Dacă vă amintiți Fapte, capitolul 1, când Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ei și apoi s-a înălțat la cer, le-a spus, voi să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați aici până veți primi o putere. Și iar după aceea, după ce spune această putere, voi veți înfestima, unde? În Iudeia, în Ierusalim, în Samaria și apoi pretutine, până la marginea Pământului. Este sarcina sau însărcinarea ucenicilor de a duce Evanghelia Domnului Iisus Hristos mai departe. În alte Evanghelii mi se spune că Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ucenicii Lui și a spus mergeți, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici dintre toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Este Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Marcu, capitolul 16, mai frumos, parcă se completează una pe aia și spune duceți-vă în toată lumea, propuneți Evanghelia la orice fătură, cine va crede și va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Și spune, iată semnele care vor însuți pe cei ce vor crede. În numele meu, spune, vor scoate draci. În numele meu, vor vorbi în limbi noi. În numele meu, în numele lui Iisus, spunea, vor lua în mânășe. În numele meu, vor vorbea ceva de moarte și nu vei vă tăma. Și în numele meu, spunea, în numele Domnului Iisus Hristos, își vor pune mâinile peste bolnavi. Și bolnavi se vor însănătoșa. Slăviți să fie numele Domnului. Mergeți în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice fătură. Cine crede și se botează va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Și spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Este Evanghelia, este cuvântul Domnului, este vestea bună de împăcare încredințată unor oameni simpli să predice Evanghelia. V-ați gândit vreodată de ce? De ce acești oameni simpli? La ce privește Evanghelia, cuvântul vieții nu trebuie lucrat. Este cuvântul lui Dumnezeu și dacă vă amintiți când s-a vorbit aici despre pilda sămătorului, această sămânță este bună. Nu se alterează niciodată. S-a transmis de 2000 de ani fără să se altereze vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător de 2000 de ani și chiar mai mult slăvit să fie numele Domnului. Cei ce seamănă cu această sămânță sunt frați simpli, sunt semănători care seamănă sămânța. Domnul să le ajute la lucrul acesta. Și sunt oameni simpli. M-am întrebat de ce și mi-a adus Domnul în gând pilda aceasta sau
nici nu știu exact dacă este pildă, dar am să vă spun că Domnul Iisus Hristos a început să le vorbească la un moment dat despre un bogat și un sărac. Numele săracului era Lazar. Bogatul acela care era îmbrăcat în porfiră și în subțire și care ducea o viață de lux, o viață de strălucire, o viață de bunăstare. Și spune că la poarta lui era un sărac. Un sărac care era plin de bube și un sărac care ar fi putut să se sature cu fărâmiturile care cădeau, dar nici alea el nu le primea. Și spune că cu vremea a murit și bogatul și a murit și săracul. Și săracul a ajuns în sânul lui Avram, iar bogatul a ajuns în chinuri. Și spune că de acolo, din chinuri, acest bogat l-a zărit pe Lazar în sânul lui Avram și a spus: Părinte Avrame. Pentru că știa pe Avram, bogatul acesta. Părinte Avrame. Zice, rău mă chinuiesc în văpaia aceasta. Te rog, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să-mi aducă să mă rugărească. Și prin dura lui Avram, Domnul Iisus Hristos vorbește și spune, lucrul acesta nu este posibil. Lucrul acesta nu este posibil. E adevărat că în viața cealaltă tu ți-ai luat cele bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Iar acum lucrurile s-au inversat. El este la un loc de odihnă, iar tu ești la un loc de chin. Dar ca să meargă Lazar de aici și să-ți ducă ție ceea ce tu vrei să te răcorească, nu e posibil. Este o prăpastie mare. Nu se poate lucrul acesta. Și atunci, parcă dintr-o dată s-a trezit, s-a pocăit și a zis, dar știi ce? Dacă nu se poate lucrul acesta. Mai am 5 frați în casa tatălui meu. Măcar ei, spunea el, să ne ajungă și ei în chinul acesta. Fă ceva, trimite-l pe omul acesta, trimite-l pe Lazar. Omul acela pe care eu nu-l băgam în seamă atunci, dar trimite-l tu și să spună la cei 5 frații mei ceea ce se întâmplă, care e adevărul. Că m-am lovit de o realitate pe care eu n-am crezut atunci. Să le spună măcar lor să ne ajungă ei în locul acesta. Și argumenta el și spunea că dacă ar veni cineva din morți, dacă ar veni cineva de aici din morți să le istorisească cum este, cu siguranță frații mei s-ar pocăi. Și ce spune Domnul Iisus Hristos când vă vrea? Nu e așa. Pentru că El cunoștea trecutul, prezentul și viitorul și cunoștea foarte bine natura umană. A zis, nici dacă s-ar duce cineva din morți, să nu crezi că ar crede. Să asculte de cine? De Moise și de profeți. Dar ăștia au fost întotdeauna, dar pe ăștia nu i-am băgat în seamă. Să asculte de frații din adunare, de predicatorii din adunare, de frații și surorile care învață cuvântul Domnului, de ăștia să asculte de ei, spune Domnul Iisus Hristos. Că dacă n-ascultă de ei, nici îngeri dacă le trimitem, și nici altceva, și nici minuni, și nici din morți dacă ar veni cineva, tot nu vor crede. Că dacă n-au inima să creadă și nu-și pun pe inima să creadă, ei nu vor crede în cuvântul Domnului. De aceea, frați și surori, Domnul Dumnezeu a lăsat pe Evanghelia să fie vestită de frați, de surori și în mod deosebit de frați simpli, ca și noi, cu aceeași natură și cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Domnul să ne dea putere să primim cuvântul. Amin? Amin. Câteodată, frații, predică frumos, sistematizat, ne este ușor să înțelegem. Domnul să-i binecuvânteze și să dea o grămadă în biserica noastră. Câteodată lucrurile sunt mai încurcate. Va trebui să stăm și să analizăm și noi și ca cei din Berea, să cercetăm și ni s-a spus, e chiar așa? Și aceasta e bine. Domnul să ne dea putere să căutăm în Sfintele Scripturi, să săpăm acolo și spunea Domnul Iisus Hristos, căutați acolo în Sfintele Scripturi, că acolo este viața veșnică. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, un alt cuvânt care îl scrie în seara aceasta este versetul 7, spune că 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Cine este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aș vrea să mai citesc două versete care vorbesc despre făptura cea nouă. Unul din aceste versete este un cuvânt care mi este foarte drag mie, Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Slăvit să fie numele Domnului. E un pic complex. Dar ce se întâmplă? Hristos trăiește în mine. Eu sunt în Hristos, Hristos este în mine. Și de acum încolo, de când l-am întâlnit pe Hristos, de când m-am pocăit și l-am întâlnit și am reexperimentat nașterea din nou, El este Cel ce își trăiește viața Lui în mine. Slăvit să fie numele Domnului. Eu stau în El, El este în mine și El își exercită viața Lui în mine. Slăvit să fie numele Lui.
Apostolul Petru spune și el, cam tot așa, că el a purtat păcatele noastre în trupul său, adică în trupul Domnului Iisus Hristos. Unde? Peren. Pentru că noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Așa se numește Dumnezeu. Să trăim pentru neprihănire. Și mai completa Apostolul Petru spunea, în rănile lui ați fost vindecat, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, cea mai importantă problemă care ni se pune în seara aceasta, după ce ne împărtăm cu Dumnezeu, este faptul că omul, noi, trebuie să fim o făptură nouă. Și în seara aceasta aș dori să vă întrebați și să mă întreb. Sunt o făptură nouă? Sunt o făptură nouă? Sau sunt omul acela vechi cu firea adamică? E simplu să ne și verificăm. Dacă în viața mea, dacă în ființa mea am apucături păcătoase și spre păcat, spre destrăbălare, fii sigur că nu ești născut din nou și ești în firea veche. Dacă îndemnurile care vin din inima ta, în ființa ta, sunt pentru plăceri păcătoase, pentru păcat, pentru fără de lege, pentru lucruri murdare, fii sigur și te rog, nu te ascunde de nimeni. Că n-ai să poți. Te vei ascunde de frați, te vei ascunde de surori, te vei ascunde de prieteni, de părinți, dar nu de Dumnezeu. Și cum are să vină o zi de judecată, dacă te vei întâlni cu Dumnezeu fără să fie o făptură nouă, vei da socoteală de tot ce ai făcut și vei petrece o veșnicie de parte de Dumnezeu. Dacă ești o făptură nouă, spune cuvântul Domnului că toate lucrurile cele vechi s-au dus, iată că toate sunt noi. Dorințele tale sunt dorințe sfinte. Sunt dorinți de sfințire, de trăire, de viață curată. Eu n-am spus și nici Biblia nu spune că cel ce s-a născut din nou și cel ce este o făptură nouă, el nu va mai păcătui niciodată. Dar natura lui este așa îndreptată spre Dumnezeu, spre neprihănire, spre viață veșnică, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu spre plăcere, n-are apucături spre păcat, n-are apucături păcătoase. Asta e diferența. Dumnezeu ne-a schimbat natura. Slăvit să fie numele Domnului. Nici măcar nu ne-a lăsat pe noi să ne schimbăm, că nu reușeam. Ne-a schimbat-o El, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă în seara aceasta stai sincer înainte Dumnezeu și te cercetează și mă cercetezi, dacă nu ești acolo, întoarce-te înapoi la punctul acesta. Este extrem de important. Să te întâlnești cu Dumnezeu și Dumnezeu să schimbe natura ta. O natură nouă, o făptură nouă, îți va asigura că vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Când dorințele tale sunt sfinte, când dorințele tale sunt pentru neprihănire, pentru lucrarea lui Dumnezeu, ești o făptură nouă și trăiești așa slujindu-L pe Dumnezeu. Dar dacă nu ești așa, dacă ai căzut de la această stare, întoarce-te atâta vreme cât poți. Întoarce-te din nou la punctul acesta. Cere-i Domnului să te sfințească. Cere-i Domnului să te renoiască. Să facă din tine o făptură nouă. Că El poate să o facă. Slăvit să fie numele Domnului. Dar nu lăsa și nu te ascunde. Pentru că n-ai să păcălești pe nimeni. Singurul care vei fi păcălit, vei fi tu. Sau vei fi eu, dacă nu voi fi o făptură nouă când vă mă întâlni cu Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.